Potrivit lui Virgil Nicora, societatea a plătit pentru fiecare dintre cele 20 de coșuri de gunoi câte aproximativ 800 de lei, rezultând în total de aproximativ 16.000 de lei. Într-o vizită cu presa organizată astăzi la sediul Citadin, acolo unde sunt depozitate pentru moment coșurile, primarul Zalăului, Radu Căpălnașiu, a explicat că s-a ales acest model pentru că sunt mai rezistente și mai greu de furat decât cele existente în acest moment. Cele 20 de coșuri vor fi amplasate în zona centrală a Zalăului, urmând ca în timp, în limita bugetului disponibil, să fie înlocuite și cele din alte zone ale orașului.